De obicei am obișnuit ca atunci când echipa câștigă, cu un efort bun, cu un joc foarte bun la bază, cum a fost astăzi în multe momente și mai ales cu o diferență clară de pe tabelă, începeam tot timpul până a felicita echipa. De data asta o să schimb prioritatea, o să fie o mulțumire puternică din partea mea, a staff-ului și a familiei echipei naționale pentru acești copii minunați. Copiii României, copii care pe mine efectiv m-au fascinat. M-au fascinat pentru că mi-au adus o energie incredibilă, suflet curat, cu multă bucurie au trăit din prima secundă până în ultima jocului la o intensitate maximă fiecare moment de joc și mărturisesc faptul că am vorbit și împreună cu băieții că e clar că avem mare nevoie de victorii și de puncte, dar trebuie să-i fericim, să-i trimitem acasă bucuroși, pentru că acești băieții noștri ai României sunt modele pentru ei și trebuie să fim în primul rând un exemplu de atitudine, de caracter și de mentalitate. Așadar, le mulțumesc din toată puterea, la fel cum mulțumesc și celor doi din trei copii ai mei care au fost astăzi la joc după mult timp și sunt fericit că au fost alături de mine și sper că au ajuns cu bine acasă și bucuroși. Cel mic n-a putut să vină, pentru care mai puțin de 3 ani, chiar dacă mi-aș fi dorit să fie și el. În ultimul rând, felicit echipa, felicit cu toată puterea. Băieții, sunt multe lucruri bune, dar înainte de orice era important rezultatul, punctele. Felicit pentru joc, momente bune, multe dintre ele. Felicit pentru că am ținut accelerația din primul minut până în final și am tratat serios. N-am tratat superficial, n-au intervenit călcâie, relaxare, nu. Am tratat serios și asta mă bucură și asta e ce-mi doresc de la ei. Și mă bucur pentru că s-au întâmplat și niște premiere, pe lângă o victorie frumoasă, dar debut Birligea, la Dumnezeu să meargă cu putere înainte, cum a fost debut Luis Munteanu în jocul cu Belarus. Gol Florinel Coman în premieră și mă bucur pentru el. Revenirea lui Ianis cu gol după mai mult timp și după accidentare și mă bucur pentru că a produs mult, a fost implicat, a avut volum de joc, a avut realizări, dar în același timp trebuie să felicităm toată echipa pentru că au fost foarte multe elemente bune și toți jucătorii au contribuit. Aș fi bucurat să marcheze și Moruțan pentru că a pus suflet mult și a făcut risipă de efort și ne-a ajutat în foarte multe momente, cum ar fi bucurat să marcheze și Mihăilă la fel, care a fost decisiv pentru noi. Eu cred că ar trebui să clarificăm faptul că trebuie să rămânem concentrați total, cu picioarele pe pământ. Continuăm să facem drame după fiecare rezultat, dar vedem ce rezultate sunt în grupa asta și nu numai, în toate competițiile, în toate grupele din această competiție. Vedem că nu mai sunt jocuri ușoare, abordabile. Și să nu uităm că totuși e important să mergem la Euro. Hai să o luăm pas cu pas. S-a întâmplat ca, din păcate, această nenorocire cu ce se întâmplă în lume și îmi doresc în tot sufletul să fie pace și oamenii nu mai sufere. Și s-a amânat un joc, deci suntem și în concursul acesta întâmplat acum, dar nu ăsta e obiectivul nostru și asta ne interesează și asta nu ne garantează nimic. Ne interesau punctele, ne-am fi dorit ca să le luăm și în Budapesta nu s-a întâmplat. Totuși eu aș vrea să subliniez niște lucruri, că astăzi a fost un joc bun, dar rămân total la părerea că și Budapesta a fost un joc bun împotriva unui adversar care vedem ce a făcut în Elveția și știm că am învins Kosovo. Ne-a lipsit ultima treime, care am gestionat-o mult mai bine astăzi. Dacă am fi deblocat jocul cu tot într-o fază fixă și în Budapesta, poate și acolo putem să marcăm mai mult și să câștigăm. Dar sunt niște lucruri care se întâmplă. Și asta cred că trebuie subliniate. Sunt 10 jocuri oficiale fără înfrângere. Se face un an jumate curând fără ca echipa asta să sufere înfrângere. Avem detașat cea mai bună defensivă din grupă. Sunt lucruri în jurul cărora noi construim. Dar trebuie să înțelegem cu toții, și asta am spus-o mereu, chiar dacă obiectivul meu, al tuturor, dar meu în mod special, răspunzând cu funcția, este calificarea la Euro, că la mijloc e un proces. Faceți o comparație cu
ce se întâmpla în Liga Națiunilor și o să trageți concluziile că suntem la un alt nivel, dar sub nivelul a ceea ce eu cred că putem să ajungem și unde trebuie să ajungem. Suntem la un alt nivel, iar nu pot să scot din joben o echipă nouă care să strălucească. Hai să o ajutăm, hai să o susținem, hai să înțelegem că sunt jucători tineri, medie de vârstă 25 de ani și un pic, și că avem nevoie după seceta asta de performanțe și de puțin moral venit din exterior.